Bună, vărsător, și bine ai venit la etalarea ta pentru luna februarie 2021. Îți reamintesc că este o etalare generală, așa că te-aș ruga să iei de aici doar ceea ce rezonează cu tine și să lași tot aici mesajele în care nu te regăsești, deoarece cu siguranță sunt pentru alte persoane. Sunt foarte curioasă la voi pentru că vor fi foarte multe planete în semnul vărsătorului, în semnul vostru, ceea ce înseamnă că dacă lăsați vărsătorul din voi să iasă la iveală, cu siguranță veți avea o lună magică și plină cu evenimente. Deci e o aglomerare de planete acolo. La baza pachetului, valetul de bâte, marele preot și luna. Intuiți foarte bine tărâmul pe care vreți să mergeți. Aveți de luat niște decizii în această lună și reușiți cu o foarte mare înțelepciune. Ori aveți marcaje puternice pe Taur, ori aveți de-a face cu o persoană dintr-o zodie de Taur, o persoană ceva mai intuitivă în același timp, care vă cam dă, nu știu, vă dă vești, dar vești bune în această lună. Valetul de bâte mai vorbește aici pentru că el este de fapt energia generală, celelalte sunt extensii. Valetul de bâte vorbește despre mesaje pasionale, vorbește despre un vânt nou din viața voastră, ceva mult mai stabil, mai serios, poate discutăm despre o perioadă mai cu avansări la locul de muncă sau o perioadă în care sunteți foarte energici și foarte plini de viață pe zona personală. Și foarte pasionali, da. Prima carte, 8 de monede. Da, e o lună în care sunteți foarte concentrați pe zona aceasta profesională, parcă munciți la ceva anume cu drag și spor din pasiune, o pasiune a voastră. Ori reparați ceva, ori munciți ceva fizic, nu știu. Dar pentru unii vărsători poate fi vorba de o relație din viața voastră pe care doriți să o reparați sau relațiile la modul general doriți să le triați, să le reparați, să mai munciți acolo la modul în care comunicați, modul în care expuneți informația celorlalți. Așa simt eu din cărți. În poziția voastră, regele de bâte, poate aveți marcaje puternice pe foc, iarăși în astrogramă, unii dintre voi, leu, săgetător, berbec. Dacă nu e așa, văd o persoană, un rege de bâte, care stă în mintea voastră în această perioadă. Discutăm despre o persoană care nu-i neapărat să fie în aceste zodii, da, poate să aibă marcaje pe astrogramă și să nu știți voi, cu siguranță are, dar revenind ca și caracter, da, poate să fie vorba de o persoană foarte îndrăzneață, o persoană foarte sigură pe el sau pe ea, o persoană care pur și simplu ori se ocupă cu zona afacerilor, dar dacă sunteți bărbat, tare mult m-aș gândi că voi veți fi ceva mai afacerist, mai politician în această lună. Veți negocia anumite lucruri foarte importante pentru voi, iar pe zona relațiilor veți avea o viziune foarte pasională. Veți vrea și veți avea idei să faceți diferite activități împreună cu partenerul sau cu partenera. În poziția sufletului, justiția, wow, da, veți avea o sclipire mai mare cu siguranță voi în această lună, în sensul că văd aici multă energie de aer, în special balanță. Deci, cred că veți încerca să echilibrați foarte mult lucrurile la nivel emoțional. Parcă aveți o sclipire divină de sus și pur și simplu vă echilibrați foarte mult zona sufletului în această perioadă. E o etapă din viața voastră în care parcă vi se face dreptate divină. Iarăși, niște acte sunt foarte importante pentru sufletul vostru în această perioadă, niște acte, foi, hârtii, tot ce ține legat de zona aceasta. A venit pisica și la voi, că nu se putea altfel, să vă salute. Tot în poziția voastră, 2 de cupe, ei, casă de piatră, dragii mei vărsători, dacă aveți de gând să faceți acest lucru, pentru că justiția și cu 2 de cupe, da, poate să vorbească despre acest lucru, despre o eventuală căsătorie, cu acte, da, că acum e cam greu cu nunțile, poate discutăm despre o logodnă, dar de asemenea atinsă, cred că o relație din viața voastră vă va ridica ștacheta foarte, foarte sus și vă va face să fiți destul de plin de viață, aș spune eu.
în poziția celorlalți, 5 de spade. Ceilalți, să știți că vor fi destul de egoiști în această perioadă, poate veți asista la persoane, asista, nu știu, în sensul că veți fi martor, da, la niște gesturi, la niște moduri de a aborda lucrurile din partea celorlalți, ceva mai egoiste. Va parcă asistați la tot felul de nedreptăți. Acum nu spun neapărat că cineva vă face vouă, pentru că voi sunteți în al nouălea cer. De asemenea, dacă discutăm despre o relație în care totul pare rost, să știți că poate în această perioadă cealaltă persoană se gândește foarte mult la el sau la ea. Deci, de asemenea, posibil cealaltă persoană să se simtă ușor neglijată, să se simtă ușor că voi vă concentrați mult prea mult pe zona aceasta profesională. Iarăși, posibil ca tot acest scenariu chiar în zona profesională să se petreacă sau pentru alții dintre voi, chiar să fie vorba despre o anume relație din viața voastră pe care voi vreți să o reparați. Tot în poziția celorlalți este Regina de Cupe. Da, Regina de Cupe vorbește despre o persoană, posibil o femeie, dintr-o zodie de apă. Rac, scorpion, pești. O femeie foarte intuitivă, blândă, iubitoare, este o energie foarte pregnantă aici, în sensul că această persoană vă va influența foarte mult pe parcursul lunii februarie viața. Ori veți sta foarte mult cu această persoană, ori va avea un rol foarte important când vine vorba de zona aceasta divină. Parcă divinitatea v-a trimis-o sau vă trimite dacă încă nu cunoașteți. Poate fi vorba de mai multe persoane, nu neapărat de una. Deci o persoană care poate chiar se ocupă cu zona aceasta ocultului, este ceva mai intuitivă și are rolul de a vă face conștienți de această dreptate divină pe care voi aveți misiunea să o faceți în această perioadă. Mai departe, 10 de cupe, vă spun și vouă o casă de piatră. Deci poate aveți de-a face cu o persoană foarte sensibilă. Vă spun casă de piatră pentru că acest 10 de cupe aici îmi vorbește despre faptul că poate persoana iubită în această lună își va dori foarte mult o idee aceasta de familie. Dar v-am spus și la voi cu 2 de cupe și cu justiția, poate chiar vă gândiți să vă logodiți, eu știu, sau să duceți relația la următorul nivel. Să ajutați partenerul, partenera cu niște acte, cu ceva de genul acesta. De asemenea, cred că zona familiei va avea o importanță foarte mare pentru voi în această perioadă. Poate chiar locul de muncă se va transforma într-o familie, da? V-am spus, e foarte multă muncă în luna februarie pentru voi. Dacă nu cunoașteți pe nimeni, poate veți întâlni o asemenea persoană foarte sensibilă, o persoană foarte intuitivă, care să vă înțeleagă foarte mult și frecvențele acestea pe care voi le prindeți în această perioadă din astral. Hai să vedem și cu tarotul umbrelor despre ce-i vorba. Da. Vreau să vedem pentru vărsătorii noștri și luna februarie, da? Ce vă așteaptă pe voi. Vreau aici la 5 de săbi, asul de cupe, wow, da, e o persoană foarte flămândă de iubire, în sensul că poate cunoașteți o persoană nouă, dragii mei vărsători, în această perioadă, sau poate discutăm despre o persoană mai veche din viața voastră, care efectiv, da, uitați, voi ați căzut pe cartea familiei, deci pur și simplu vă vrea să fiți în familia lui sau în familia ei. E o perioadă foarte interesantă, v-am spus, e cu schimbări majore pentru toată lumea, în special pentru voi și nu m-ar mira să văd vărsători căsătoriți, logodiți, mutați oficializarea unei relații în care unul dintre ei are aspecte pe vărsător, deci nu m-ar mira acest lucru. Dar e o perioadă în care vărsătorii noștri se apropie mult mai mult de autenticitatea lor, de zona lor sufletească, de tot ceea ce ține de valoare din punctul lor de vedere. Bun, hai să mai vedem aici. Da, s-a întors și această carte, Valetul de Spade și Cavalerul de Cupe.
Poate vor fi multe conversații pe internet, poate va fi nevoie, nu știu, poate voi veți sta să spionați puțin locul, să spionați puțin personajul, în sensul că vreau să-i fac o surpriză sau vreau să mai tatonez puțin terenul, vreau să mai cunosc anumite aspecte. Și poate cineva vine așa la o vreme de seară, după ce muncești atât de mult la această ofertă, așa vine cu o cupă, da, ca un cavaler pe un cal alb și spune lucrurilor pe nume, da, pune sabia în prag, cum s-ar spune. Și asta e foarte bine că e așa. E o lună foarte interesantă pentru voi, cu noi începuturi, cu stabilizări pe ceea ce ați început. Ce să vă spun, vă doresc un februarie de poveste, dragii mei vărsători, vă mulțumim frumos pentru vizionare și să ne revedem cu bine și la alte filmări.